surpriză, de-aia nici nu m-am dus azi până la, că n-am vrut să eu spun, am vrut să o surprind. Accident de muncă la Caracal, declarație. Vă scriu, în răspuns la cererea dumneavoastră, de a vă da amănunte suplimentare în secțiunea 3 a raportului de accident de muncă, unde am completat ca drept cauză slaba planificare ca fiind cauza accidentului meu. Asta scrie el, accidentat. Ați cerut în mod expres, adică ITM-ul e acel, în mod expres explicații amănunțite cu privire la accident. Și sper că detaliile care urmează vor fi suficient de clarificatoare. Și acum este foarte interesant. Acum a fost așa o introducere. Eu sunt zidar de meserie. Eu vă spun că el trebuie să facă poet. În ziua accidentului lucram singur pe acoperișul unei clădiri înalte de 6 etaje. După ce mi-am terminat treaba, am realizat că mi-au rămas cărămizi nefolosite, care, cântărite mai târziu, au fost găsite a cântări aproximativ 270 de kilograme. Deci vă spun că sunt date exacte aici. După ce mi-am terminat treaba, decât să car cărămizile jos în brațe, care mi-au rămas, în mai multe etape, am considerat că e mai bine să le cobor toate odată într-un butoi, folosind scripetele instalate în acest scop în spatele clădirii. Am asigurat frânghia de la nivelul solului, am urcat pe acoperiș, am împins butoiul în afara clădirii și am încărcat cărămizile. După aceea, am coborât de pe acoperiș să dezleg frânghia, ținând-o foarte strâns ca să asigur o coborâre lentă a cărămizii la etajul 6. 270 de kilograme. E foarte interesant, dar trebuie să, că de câte ori îl citesc. Veți observa în secțiunea 11 a raportului de accident de muncă în Tomic, eu am o greutate de 72 de kilograme. Nu știți mai departe, m-am spus că ăsta puia trebuie să vedeți. Datorită surprizei, am avut o surpriză, pe care am avut-o când am fost literalmente smuls de la sol, într-un mod complet de așteptat, mi-am pierdut prezența de spirit și am uitat să dau drumul la frânghie. Cred că nu este nevoie să vă mai spun. Am început o ascensiune rapid ca acoperiș. Nu mai râde că să pot să citesc. În apropierea etajului 3, m-am întâlnit cu butoiul. Mama lui de spicăr. Încărcat cu cărămizi, care acum se îndrepta vertiginos către sol. Întâlnire în urma căruia m-am ales cu capul spart, zgrieturi minore și clavicula fracturată. Asta este umor negru jumătate. Nu mai puțin că nu stați că nu văd aia. Vă rog puțină liniște. De-aia am zis că era bine la sfârșit, că nu știa cum mai pot să puiesc. Rog seriozitate. Datorită impactului, ascensiunea mea a încetinit pentru o secundă, după care a continuat rapid către nivelul acoperișului, neoprindu-mă decât atunci când degetele mâinii drepte au înțepenit în scripete, până la nivelul celei de-al treilea falange. Ori, din fericire, între timp mi-am recapetat prezența de spirit și am fost în stare să mă țin strâns de frânghie, în ciuda faptului că începuse să am dureri, aproape simultan, oricum butoiul cu cărămizi a lovit solul și ca urmare a impactului, fundul butoiului a cedat. Acum, sărăcită greutatea cărămizilor, butoiul cântărea doar 27 de kilograme. Mă refer de nou la greutatea mea. Cum probabil v-ați imaginat deja, am început o coborâre rapidă în vecinătatea etajului 3. Deci până la jumătate. Am întâlnit butoiul. Stai din Tom și Jerry să mă așa. Care acum urca. Nu mai știu unde a rămas. Urca butoiul. Ca urmare a întâlnirii, m
M-am ales cu fracturi la glezne și cu mai multe tăieturi și zgrieturi la picioare și în general. Aici, norocul meu a început să se schimbe ușor. Întâlnim cu toți. A fost bine că mi-am încetinit ușor căderea, dar în măsură să-mi limiteze rănile. Când am căzut pe grămada de cărămizi și de fericire am scăpat doar cu 3 vertebre fisurate. Îmi pare rău să vă spun, așa cum stăteam întins pe grămada de cărămizi cu durere atroce, incapabil să mă mișc din nou, mi-am pierdut prezența de spirit și am scăpat frânghia de mâini. Ce vârbut-o înapoi? E frumos, nu? Tot accidente de muncă. Vai de mai filmez? Bine. Așa cum stăteam întins pe spate, am putut să văd cum butoiul gol și a început călătoria. Așa scrie pe cuvânt. Da, vedeți, scoasă exact. Către mine, care explică cele două fracturi la picioare. Sper de tot sufletul că acest raport răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Nu mai trebuie să completez cu absolut nimic. Asta este. Deci...